Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru capitolul 364 din seria Emanet, pe care publicul o așteaptă cu mare emoție și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Crezi că Seher își va aminti că Yaman a fost cel care a prins câinele? Ei va spune Cenger lui Yaman adevărul despre domnul Aziz. Va fi distrusă încrederea lui Yaman și Seher în sfânt. Cenger se gândea în bucătărie, în timp ce doamna justiție a venit și a spus că domnul Yaman vrea dosarele. Cenger nu auzea, tot repeta ceea ce avea de spus. Cenger l-a observat pe Adalet și a ieșit să ia dosarele. Yasemin i-a întins o capcană lui Duygu și i-a închis pe cei doi într-un loc ca un depozit. Duygu a căzut într-o capcană neascultându-le pe Ali din nou. Cenger a intrat în camera lui Yaman cu dosarele. Tocmai când era pe cale să spună că Aziz era fiul inamicului său, Yaman a spus că Seher nu ar fi ajuns la acest nivel fără Aziz Bey. Nu toți ceilalți medici își pot aminti. Când Aziz Bey a spus că a avut mare succes, Cenger nu a putut spune că Aziz era fiul inamicului său, pentru ca tratamentul lui Seher să nu fie întrerupt. Simțind că masa a spus ușa, se auzi vocea lui Jasmine. A spus că am creat o aventură pentru tine. Duygu Yasemin a spus, te rog, nu face asta, hai să vorbim. Yasemin a spus că nu ești familia mea. Ali a spus că deschide ușa sau ar fi rău, dar Yasemin nici nu a ascultat, i-a lăsat acolo și a plecat. Nici el nu a răspuns la telefoane. Când Duygu a făcut un pas spre noi, a spus de ce s-a întâmplat așa. Ali l-a prins încercând să-ți incendieze casa. Nu ți-am spus să fii supărat, dar el a spus să te trezești acum. Emoția a fost surprinsă. Seher și Zuhal mergeau pe stradă. Chiar atunci, a trecut un bărbat care plimba un câine. Zuhal a dat semnalul și câinele l-a atacat pe Seher. Seher era foarte speriat. Zuhal a spus după un timp, ia-ți câinele și vezi ce s-a întâmplat cu prietenul meu. Când bărbatul a tras câinele, Zuhal, Sehere, ai fost atât de speriat, ți-a amintit Seher de ceva. Seher, eram atât de speriat. A spus că a simțit o greutate mare. Zuhal a spus, ai fost atacat de un câine în trecut. Nu mă amintesc pe Seher. Ei bine, a spus el, presupun că va trece. Zuhal, dar gândește-te oricum, poate că ți-amintește de ceva important, a spus el. Când Seher a intrat în casă, i-a spus lui Adalet, unde este Iasus. A scos geanta. Justiția a înțeles. El a spus, vrei să faci cadaif noaptea? Seher a spus da. Deodată, vocea câinelui îi răsuna în urechi. A spus că era frică, că trebuie să fie sub influența lui. Duygu și-a cerut scuze lui Ali după ce s-a gândit o vreme la asta. Știu unde mergi, scoate-ne de aici, a spus el. Când Yaman a coborât în bucătărie, Seher îi pregătise cadaif. O mică surpriză pentru tine, spuse el. Yaman era foarte fericit. Mulțumesc! Dar adevăratul meu punct slab nu este cadaif, tu ești cel care mă va face mereu fericit, a spus el. Seher era foarte stânjenit. Se întrebă Zuhal. De ce nu și-a amintit imediat? Dar nu-ți face griji, îți voi lua acel sentiment de încredere, a spus el. Ți-a plăcut mult, Seher? Spuse cadaif. Yaman a spus da, chiar am lucrat într-un magazin de dulciuri de dragul acestei iubiri. Seher înseamnă asta, acum este momentul să decorezi, a spus el. Yaman a spus să o facem împreună. Seher a spus că și tu ești obosit, dar Yaman a ajutat totuși. Yaman și-a amintit că Seher i-a spus că te iubesc în spital. Seher a spus ce s-a întâmplat, ce mi-a venit în minte. Era ceva ce nu știai după o săptămână în spitalul lui Yaman. Ai spus-o când ți-am dat vârful pâinii. Mi-a spus pentru că știai cât valorezi pentru mine. Care a fost Seher, a spus ceea ce eu nu am putut spune. În acel moment a sosit Yusuf și conversația lor a fost întreruptă. Ali și emoția au fost salvate. Și erau pe cale să-l prindă pe Yasemin. În timp ce Yaman pleca, Seher l-a prins. A spus unde mergi. Yaman a spus că este o întâlnire. Seher a spus ceea ce eu nu am putut spune la spital. Yaman vrea uneori să o spună din tot sufletul, dar nu poate. Mi-ai spus că mă iubești de știam din tot sufletul, a meritat totul să-l aud din vocea ta.
m-ai ocupat atât de mult. Ți-am spus de multe ori în ziua aceea. Te iubesc. Te iubesc. Am spus că te iubesc. Seher a fugit imediat în camera lui. Era foarte entuziasmat. Seher și-a amintit ce spusese doctorul în acel moment. Nu-ți ascunde sentimentele. Nu ezita, el a spus să-ți pui numele. Seher a spus că e în regulă dacă mărturisește, cred că am sentimente pentru ea. În timp ce fugea de Yasemin Ali, Duyguy a prins-o. Destul, mergem acasă, spuse el. Yasemin a spus că sunt deja acasă și l-a împins pe Duyguy la pământ. Emoția a crescut și l-a prins. Apoi au început să lupte. Yasemin a spus, cum m-ai găsit? Duyguy a spus, deci nu mă accepti ca soră ta, știu totul despre tine, și apoi l-a prins și l-a luat. Neslihan se uita la un videoclip. În acel moment a sosit Seher. A fost incitant. Neslihan se uita la un documentar despre câini și când Seher a auzit vocea câinelui, a început să-și amintească ceva. Urechile erau acoperite și ochii erau plini de lacrimi. Ce înseamnă în interior, este un vis sau realitate? Trebuie să fi trăit o mare teamă. Dar ce a spus? A luat telefonul în mână și a vrut să-l sune pe Yaman, dar a crezut că este într-o întâlnire. Și a renunțat. Așa că a zis Bey a decis să meargă cu el. Duyguy l-a adus pe Yasemin acasă. A spus că vei rămâne aici. Yasemin a spus că nu mă poți ține aici cu forța. Duyguy a părăsit camera și l-a încuiat pe Yasemin. Ce se întâmplă când o vezi pe Semra? El a spus, o să-l ții pe fratele tău așa. Duyguy a spus, da, o voi repara. Seher a început să-i spună doctorului. Cu acea lătrat mi-a explodat fulgerul în cap. Era un câine în fața mea. Și era un bărbat care o ținea. A spus că era foarte speriat. Doctorul a spus, opriți, nu spune mine. Seher a spus, de ce mi-am amintit ceva. Doctore, dacă te gândești la aceste lucruri traumatizante, imaginația și realitatea se vor amesteca între ele. A spus să nu mergi înainte. Zuhal se gândea și la Seher atunci. Se întrebă dacă își va aminti. Când a văzut mașina lui Seher în fața ușii, și-a dat seama că și-a amintit. A avut o zi foarte grea. I-a spus lui Ali că nu am de ales decât să-l țin aici. Încuietorile Ali sunt inutile în aceste chestiuni. A spus să-l aducă în fața lui și să vorbească. Seher a spus, am părăsit conacul brusc, voi pleca acum. Doctorul a spus cum merg temele pentru spovedanie. Seher a spus că, deocamdată, pot să recunosc doar câteva lucruri pentru mine. Doctorul a spus, ok, voi fi gata să ascult candesti gata. În timp ce Seher pleca, și-a scăpat caietul în care scrisese ceva. Doctorul a spus că dacă nu este nimic special, pot avea asta. Seher a spus că dacă nu ar avea încredere în tine, nu ți-ar fi dat-o. Doctorul a spus să nu-ți faci griji, voi încerca să fiu demn de încrederea ta. Zuhal l-a prins pe Seher în timp ce pleca și a vrut să vorbească. Zuhal, s-a întâmplat ceva rău. A spus că ai fost aici singur în dimineața asta. Seher nu spuse nimic. Zuhal a spus, te rog, nu păstra nimic, sunt fratele tău. Seher începu să vorbească. Am văzut un câine cu tine, atunci mi-am adus aminte de ceva. De aceea am venit să vă spun, spuse el. Zuhal a spus, ce ți amintești? Mă amintesc vac. A existat un câine atât de agresiv. Dacă m-ar lăsa, m-ar distruge. Era și o mână care îi ținea lesa. Dar nu mă amintesc a cui a fost mâna, spuse el. Zuhal a spus, ai fost atacat de un câine. Seher a spus că nu știu. Zuhal a spus că trebuie să vă păstrați distanța chiar și cu cei mai apropiați. Seher a vrut să închidă subiectul. Dar Zuhal încerca să-i amintească. Seher și Nazli deveniseră foarte apropiați. Zuhal era acum hotărât să-și amintească partea rea lui Seher Yaman. După un timp, Duyguy a intrat de partea lui Yasemin. Nu pot să te țin închis aici, dar să nu crezi că te voi lăsa să pleci. Acum voi fi umbra ta. El a spus că vei înțelege că suntem o familie și vei rămâne cu noi. Yasemin, vrei să stai cu mine? Bine, atunci trăiește cu mine, a spus el. Când Seher a ieșit, l-a văzut pe Yaman în fața lui. Cenger m-a informat și a spus că este curios și am venit imediat. Seher a spus că și-a amintit ceva în neregulă,
dar Azizbei mi-a spus să nu trec peste asta sau să mă gândesc la asta. Dacă Yaman Azizbei a spus-o, este adevărat. Atunci să nu ne amintim, spuse el. Jasmine intrase în bucătărie și veniseră voci. Vasele au fost sparte. Yasemin, din moment ce vom fi o familie, trebuie mai întâi să mă încălzesc acasă. Dar din păcate nu mi-au plăcut deloc vasele din bucătărie, a spus el. Te aștept să-ți spun să mergi să iei farfuria pe care ai rănit-o. Fă ce vrei, ești aici, nu pot să ridic un deget. Dacă ai de gând să te relaxezi, rupe-le pe toate, doar stai cu familia ta. El ți-a spus tot sacrificiul. Seher și Yaman încercau să aleagă un film. Seher a ales un film de groază. El a spus, nu, Yaman, nu-ți plac filmele de groază. Seher a răspuns, îți place. Prieteni, am ajuns la finalul acestei secțiuni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a viziona mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! La revedere!